De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Frați și surori, Sfânta Scriptură ne învață că în Biserica lui Dumnezeu este viață. Ni s-a citit în această dimineață ce spunea Apostolul Pavel Efesenilor că eram morți în păcatele și în fără de legile noastre și mai jos în același pasaj Dumnezeu ne-a dus la viață. E un fel de viață din Dumnezeu. nu e viața asta naturală, biosul acesta. Viață din Dumnezeu. Ei, dragii mei, viața se mișcă. E activă, dacă în biserica lui Dumnezeu este viață, înseamnă că biserica lui Dumnezeu se mișcă, este în acțiune. În biserica lui Dumnezeu se lucrează, se slujește. Se întâmplă lucrul acesta, frații mei, sau nu se întâmplă? Ați putea să enumerați o listă de slujiri din Biserica lui Dumnezeu? Sigur că ați putea. Unele care sunt foarte perceptibile le, le vedem în fiecare duminică, și altele care sunt în scriptură și nu se văd foarte bine. În Biserica lui Dumnezeu, bună oară, se cântă, se predică, se recită. Biserica lui Dumnezeu depune mărturie, în Biserica lui Dumnezeu se profețește, dacă vreți. Nu e așa că dumneavoastră, cei care stați cu minți pe bănci, sunteți foarte preocupați de calitatea slujirii. Când iese bună cineva aici în față să cânte, cum ați vrea să cânte? Cum, frații mei? Bine, nu? Și vreau să vă spun că dumneavoastră sunteți foarte buni evaluatori. Chiar dacă nu ați trecut pe la școli de muzică, nu sunteți bine pregătiți într-un domeniu sau altul, știți să spuneți bine sau rău. Când iese cineva în față să predice sau să propovăduiască, cum spune Apostolul Pavel aici, cuvântul lui Dumnezeu, cum ați vrea să propovăduiască? Bine, nu? Și n-ați predicat niciodată, cei mai mulți de dumneavoastră, dar știți foarte bine cum a fost, bine sau rău. De ce spun toate lucrurile acestea? Dacă dumneavoastră care stați pe bănci și consumați, sunteți foarte preocupați de calitatea slujirii în Biserica lui Dumnezeu, vă întreb, credeți că cel care slujește ar trebui oare să fie preocupat de cum slujește? Amen. Ar trebui sau nu ar trebui? Bun, ori, eu predic acum. Credeți că ar, fi, ar, ar trebui să mă preocupe cum predic? Cum slujesc lui Dumnezeu? Când este cineva în față și cântă, credeți că ar trebui să se preocupe de, 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 de întrebarea asta, cum cânt, cum slujesc înaintea lui Dumnezeu? Ar trebui sau nu ar trebui, frații mei? Spun asta pentru că Apostolul Pavel a fost chemat de Dumnezeu să propovăduiască Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Știți că el a fost foarte preocupat de cum propovăduiește? Știți, deci, frații mei? Și o spune Sfânta Scriptură în versetul acesta pe care l-am recitit, Hristos m-a trimis să propovăduiesc Evanghelia. Dar pentru mine e foarte important cum propovăduiesc. Pentru că nu vreau ca propovăduirea asta, crucii, să fie degeaba, să fie fără efect, fără eficiență, să fie zadarnică. Vreau să fie rezultate. Când slujesc înaintea lui Dumnezeu, zicea Pavel, vreau să nu fie slujire zadarnică. Și mi-a zis, oare cât slujitori își pun problema asta să nu fie slujire zadarnică? S-ar putea să zică unii dintre dumneavoastră că predica asta e pentru predicator. Nu, frații mei! Predica asta e pentru fiecare din biserica lui Dumnezeu că suntem chemați să slujim. Unii aici și alții poate în altă parte. Avem chemarea să slujim înaintea lui Dumnezeu. Și trebuie să-mi pun această întrebare. Cum slujesc? Când când. Când predic, când recit, când mă rog, când depun mărturie, când profețesc sau altceva. Pentru ca nu cumva slujirea mea să fie zadarnică. Vreau să predic în această dimineață despre preocuparea pentru eficiența slujirii creștine. Și mă rog lui Dumnezeu de acum înainte să fim preocupați de slujirea noastră. să nu ne trezim că umplem timpul, timpul nostru și poate al altora și tot ce facem este zadarnic. Să fim preocupați, dragii mei, pentru eficiența slujirii creștine. Și am zis, Doamne, dacă așa făcea Pavel și așa trebuie să fac eu, ce înseamnă să mă preocup de slujirea mea, de slujirea pe care m-ai chemat să o fac, de eficiența slujirii, ce înseamnă asta? Preocuparea pentru eficiența slujirii creștine înseamnă mai întâi de toate preocupare pentru chemare. Cum credeți că a ajuns Apostolul Pavel să propovăduiască, frații mei? Cum? S-a trezit Apostolul Pavel într-o zi în biserica lui Dumnezeu și a văzut cam ce se face în biserică. Și Pavel a zis, uite, mie mi-ar plăcea să propovăduiesc că ești mai în atenția oamenilor. Sună frumos, nu? Așa s-a întâmplat cu Pavel. Cum a ajuns apostolul Pavel să propovăduiască Evanghelia, frații mei? Știți cum a ajuns? Într-o zi Dumnezeu din cer l-a chemat. Domnul Iisus Hristos l-a chemat. Și dacă el era cel care propovădea Evanghelia, propovădea prin chemare. Mai este așa ceva astăzi? Sau trebuie să fie? E nevoie de chemare în slujirea creștină sau nu e nevoie, frații mei? Nu vă gândiți doar la predicare. Chemarea este aceea care, care te conștientizează. Îți face de cunoscut care e rostul tău în biserica lui Dumnezeu, care e locul tău, ce ai de făcut în biserica lui Dumnezeu. Chemarea te luminează. Spune Apostolul Pavel, Dumnezeu sau Hristos, nu, nu mi-a dat să botez, ci mi-a dat să predic. Era clar. Nu s-a apucat să facă de toate. Mă înțelegeți, frații mei? Nu mergea după preferințe. După cum îi se părea lui că este mai popular. Ci știa foarte bine Dumnezeu m-a chemat să predic. Mi-a clarificat lucrul acesta. Și Sfânta Scriptură zice mai departe în, în Corinteni, El a dat pe unii, sau în Efeseni, dar și în Corinteni, capitolul 12, spune cam același lucru. El a dat pe unii apostoli, proroci, evangeliști, păstori, învățători. El clarifică lucrurile. Cel care se apucă de slujit pentru Dumnezeu trebuie să aibă această claritate. Dragii mei, Dumnezeu m-a chemat să slujesc. Mi-a mi clarificat Dumnezeu lucrul acesta. Chemarea te conștientizează ce ai de făcut. Spunea Ieremia în capitolul 20 despre chemarea lui că Dumnezeu a ajuns până acolo încât să-l biruiască. Mai biruit Dumnezeu, Înțelegeți? Că Dumnezeu a stat înaintea lui și a zis uite vreau să te chem să faci asta și a zis el Doamne sunt un copil. Nu pot să mă duc să vorbesc, nu știu să vorbesc. Mai lămurit, zicea el cu alte cuvinte acolo. Și m-am lăsat lămurit. Ai fost mai tare decât mine și mai biruit. Asta e chemare de la Dumnezeu. Ceva care te biruiește din partea cerului, din partea lui Dumnezeu. Asta e chemarea. Te conștientizează. Dar chemarea lui Dumnezeu nu doar că te conștientizează, chemarea te aprinde e un foc care începe să ardă. Și mă întreb, la câți din locul acesta, nu știu, sunt în față sau la balcon sau prin sala, nu știu pe unde sunt, cât simt că le arde inima pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Frații mei, prieteni dragi, surori din biserică, la câți ne arde inima. Suntem pe jar. E ceva care te face să nu mai poți dacă nu slujești. Știți, iar văd la, la, același Ieremia. Slujirea aduce necazuri, ca slujirea în general, slujirea cu pasiune pentru Dumnezeu îți aduce necazuri. Și critici de toate felurile. Spune Ieremia în același capitol 20, de fiecare dată când trebuie să vorbesc, trebuie să strig sălnicie și apăsare. Așa încât cuvântul tău mi-aduce în fiecare zi o cară și dacă aș vrea să zic, nu o să mai vorbesc în numele Lui. Ce se întâmplă? Știți cuvântul de acolo? E un foc mistuitor închis în oasele mele. Și nu pot, marde. Deci, mei, când te-a chemat Dumnezeu să cânți în cor, ți-a prins inima. Când te-a chemat Dumnezeu să cânți în fanfară, ți-a prins inima. Când te-a chemat Dumnezeu să predici, ți-a prins inima, să reciți. Poți să vă dau o listă întreagă. Dumnezeu te-a prins. Și nu poți. Nu trebuie să vină cineva să te lămurească să cânți să te lămurească să sufli în instrument să te lămurească să predi să te lămurească să faci nu știu ce în biserică pentru că nimeni din lumea asta nu te poate aprinde Dumnezeu din cer te poate aprinde Amin. și când te aprinde Dumnezeu nu mai poți să te oprești mă înțelegeți? chemarea înseamnă să te conștientizezi Dumnezeu chemarea înseamnă să te aprindă și mă rog lui Dumnezeu, fiecare din biserica asta să fie aprins. Amen. Chemarea lui Dumnezeu, dragii mei, te responsabilizează. E adevărat, chemarea este un har. Nu merită nimeni să-L cheme Dumnezeu. Nu -are, are performanțe spirituale încât Dumnezeu să zică, uite, te aleg pentru că meriți. Când Dumnezeu cheamă pe cineva să slujească, e un har de la Dumnezeu. Amin. Nu că e dintr-un neam bun, nu că e dintr-o familie specială, nu pentru care nu știu ce lucruri extraordinare, nu pentru asta. E harul lui Dumnezeu. Dar din momentul în care Dumnezeu te-a chemat pentru slujire, din momentul acela ești responsabil și chemarea lui Dumnezeu devine poruncă. Devine un trebuie. Și atât de mult te responsabilizează chemarea aceasta lui Dumnezeu, încât ești dispus să te expui la orice riscuri. Dacă trebuie să mori pentru chemarea asta, dragii mei, ești gata să mori, ești responsabil înaintea lui Dumnezeu. Știți asta? Vedeți că apostolul Pavel nu se putea feri de o grămadă de, de pățani din viața lui? Dacă ar fi tăcut, dacă n-ar fi predicat? Credeți sau nu credeți? Dar era responsabil. Și a zis el așa, nu doar că sunt dispus să uh, mă confrunt cu tot felul de dificultăți în slujire. Eu știu că este vai de mine dacă nu slujesc, dacă nu predic Evanghelia. Știți că a zis asta? pentru că eu sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, câți dintre dumneavoastră sau câte dintre dumneavoastră v-ați gândit vreodată că s-ar putea să fie vai dacă nu fac asta că m-a chemat Dumnezeu? V-ați gândit vreodată? Am eu un capriciu, nu mai pot să slujesc că cine știe ce nu-mi convine. Că nu știu cine s-a uitat, nu știu cum la mine. Că nu știu cine, nu știu cum a obiectat la slujirea mea. Și am eu capriciul ăsta, nu mai vreau să slujesc într-un compartiment sau alt compartiment. Dar v-ați gândit că e vai că răspunderea e înaintea lui Dumnezeu? V-ați gândit? Nu vă vine să credeți. Văd cum vă uitați la mine. Când Petru și cu Ioan au fost duși la liderii religioși din vremea aceea, și li s-a interzis să mai predice numele Domnului Iisus Hristos. Știți ce a spus Petru în fața acestor oameni, frații mei? Știți? Noi nu putem să tăcem. Dar e mai confortabil să nu faci nimic. E mai comod. E mai comod să nu te confrunți cu opiniile și cu criticile multora. E mai comod să stai liniștit, să nu faci nimic. E adevărat, e comod. Dar dacă te-a chemat Dumnezeu, nu-i comod deloc. Nu poți să nu faci. Pentru că într-o zi, Dumnezeu zice, uite, ți-am dat talentul ăsta, ți-am dat talanții ăștia. Ce ai făcut cu ei? Pe unde ai folosit sau nu ai folosit? Dar încă o dată spun, frații mei, asta are de-a face cu chemarea. Când Dumnezeu cheamă pe cineva, chemarea te conștientizează, îți clarifică ce ai de făcut, te aprinde pentru, pentru slujire, te responsabilizează și apoi, dragii mei, aceeași chemare îți schimbă stilul de viață. Dacă iau un analiză pe Pavel, ce ziceți? Stilul de viață acestui om s-a schimbat? Dacă iau un analiză pe ucenici, s-a schimbat stilul de viață? Erau pescari. Era nevoie ca oamenii ăștia să facă niște schimbări în viața lor? Să poată sluji Domnului? L-a chemat Dumnezeu prin Ilie pe Elisei. Era undeva la arat. Când l-a când prins chemarea lui Dumnezeu, când i-a prins inima, vă întreb, omul ăsta a fost dispus să facă niște schimbări în stilul de viață? A fost sau nu a fost, frății mei? Sigur că a fost. Că nu poți să fii și chemat al lui Dumnezeu și să faci ce vrei tu. Nu se poate. Nu se poate să nu miști niște lucruri pe tabla asta de șah a existenței când te-a chemat Dumnezeu. Sunt lucruri pe care le retragi în plan secund și pui mai întâi de toate chemarea lui Dumnezeu. Așa mă învață Scriptură. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frații mei. În al doilea rând, preocuparea pentru eficiența slujirii creștine nu înseamnă numai preocuparea pentru chemare, înseamnă preocuparea pentru iluminare. Când stau în fața unui text biblic și vreau să, să văd ce învățătura de textul acela, de obicei pun niște întrebări textului. Și întrebările sună cam așa despre ce vorbește textul acesta. Sau, după aceea, ce se spune despre ce vorbește textul acesta. Și încerc să aflu o idee principală. Și vă întreb dacă ajunge să fac asta. Un fel de exegeză. Ajunge asta sau nu ajunge? Sau mai trebuie ceva? E nevoie de altceva, de undeva dintr-o altă sferă. Ce am spus până acum, dragii mei, este mintea mea la lucru. Și e nevoie de așa ceva. Dar Apostolul Pavel zicea, eu nu vreau să fac asta cu mintea doar. E nevoie de așa numita iluminare. Nu în sensul în care este folosit termenul acesta în religie orientale. În alt sens, Iluminare în sensul de a arunca lumină, de a vedea lucruri care nu sunt foarte evidente. Și această iluminare, dragii mei, vine de undeva din altă parte. Știți că te poate ilumina altcineva din afară? Asta de vorbă cu cineva să explicați anumite lucruri și să auziți expresia mai iluminat. Famenul etiopian se ducea de la Ierusalim spre casa lui, citind, unde? În cartea profetului Isaia. Pricepea sau nu pricepea? Avea nevoie de iluminare sau nu avea nevoie de iluminare? L-a iluminat cineva sau nu l-a iluminat? Sigur, faci mei, a zis două uh, uh, Sfânt uh, lui Filip, du-te, ajunge carul acela, uh, s-a urcat în car, și-a pus întrebarea familiei asta despre cine vorbește profetul aici? Despre sine sau despre vreun altul? Și începând de la citirea asta, Filip i-a propovăduit pe Hristos. L-a luminat! Dintr-o dată l-a luminat! Ei, frații mei, dar iluminarea asta nu doar că vine de la altcineva. Când slujești lui Dumnezeu, trebuie să ai o iluminare de sus, de la Dumnezeu. Nu doar mintea mea să fie pusă la lucru, să fie dus Sfânt al lui Dumnezeu pus la lucru, ca să mă lumineze atunci când citesc în Scriptură. Că de multe ori vi s-a întâmplat să stați cu cartea asta să citiți, să nu înțelegeți o boabă din ce ați citit. E adevărat, frații mei. Și nevoie să vină de sus. Când nu înțeleg, cel ce slujește lui Dumnezeu are nevoie de iluminare nu doar de ce îl ajută mintea, experiența, școala, toate împreună astea sunt bune. Dar să vină acea iluminare de sus de la Dumnezeu din ceruri. Știți, când Domnul Iisus Hristos a stat în fața ucenicilor și a pus întrebarea asta, cine zic oamenii că sunt eu? Adică ce se vorbește despre mine? care e părerea oamenilor? Profetul, Ieremia, Ilie și așa mai departe. Dar voi cine ziceți că sunt? Și a zis Petru, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui prea înalt. De unde știa Petru lucrul ăsta, fații mei? De unde? A auzit el undeva într-un capă de târg zvonul ăsta și celălalt n-au priceput. A fost el mai inteligent decât celălalt ucenici și a reușit să pătrundă în subtilitatea lucrării Fiului Dumnezeu, să, să știe, sau a primit de undeva dintr-o altă lume descoperirea asta? A zis Domnul Petre, nu carnea, sângele, nu, nu forța ta, nu înțelepciunea ta. Tatăl meu care este în ceruri, ți-a descoperit lucrul acesta. Credeți că e nevoie de descoperire Dumnezească în slujire? De ce spun asta? Spune Apostolul Pavel aici. Unii zic despre cruce că e o nebunie. Alții zic despre cruce că e puterea lui Dumnezeu. Cine are dreptate? Frații mei, cine? Cei care zic că e puterea lui Dumnezeu. Dar de unde știți voi că e puterea lui Dumnezeu? De unde știți voi că asta e adevărat și nu cealaltă? Știți de unde? Asta vine de la Dumnezeu din cer prin descoperire. Știți că Saul din Tars, cel Pavel de acum, a zis și el altădată că e nebunie crucea, știți? Cum de ajuns într să zici, e puterea lui Dumnezeu? Cum, Pavele? A venit o iluminare de sus, din cer, de la Dumnezeu. Pentru iluminare, mă rog, dragii mei, în slujirea lui Dumnezeu. Nu pentru ce ne spune doar mintea noastră, experiența noastră, iluminare de la Dumnezeu din cer. Mă duc repede mai departe, la oameni, al la rând. Preocuparea pentru eficiența slujirii creștine înseamnă preocupare pentru consecvență. Cred că ați observat că în societatea umană există o preocupare pentru adaptare. Încercăm să ne adaptăm la mediu, Bun oară! Încercăm să ne adaptăm la situații de criză. E adevărat? Numai că de foarte multe ori societatea umană încearcă să se adapteze nu doar la mediu sau la criză, încearcă să se adapteze la la ce se cere. Bunoară, școlile din România, poate din lume, dar vă spun din România. Sunt obligate, într-un anume fel, să-și adapteze programa după ce se cere pe piața muncii, e adevărat? Că altfel îți degeaba școlile. Și încearcă o anumită adaptare. Știți că firmele trebuie să încearcă o anumită adaptare, să o anumită adaptare dacă vor să supraviețuiască? Cu ce se cere pe piață? Bună dacă o firmă a făcut căruțe, nu se mai cer căruțe firma se adaptează să facă tractoare. Da? Dacă o firmă a fabricat lăm cu petrol, nu se mai cer pe piață lăm cu petrol. Se adaptează să facă becuri economice. E rău asta sau e bine? Frate, e bine, nu? Că nu falimentează nici firma respectivă și piața este aprovizionată cu ce se cere. Dar culmea, dragii mei, încercăm stilul ăsta de, de adaptare în slujire. Ce se cere? Ați observat asta? Și spune apostolul Pavel, iudeii cer minuni. Vă întreb, piața cere minuni? Oamenii, cer sau nu cer minuni? Cer minuni. Și atunci ce faci dacă piața ceri minuni? M-am gândit dacă să vă spun sau să nu vă spun și vă spun, chiar dacă vă spun nu toate detaliile, vă spun mai prescurtat. Am urmărit uh, un program într-o biserică de undeva de peste o tare și erau prezenți în biserica acela program niște frați din România. Nu din Cluj, din alt oraș din, din țară. Un dintre ei s-a dus acolo și a început să mărturisească cum prin el Dumnezeu a făcut niște minuni, una în Chicago și una în Cluj. Când am auzit de minune în Cluj, eu vreau să facă Dumnezeu minuni și mă rog Domnului să facă Dumnezeu minuni, să însoțească mărturia Scripturilor cu semne, cu minuni, cu darul lui Duhului Sfânt. Când am auzit că s-a făcut o minune și a relatat-o el și era chiar minune cum a relatat-o el în Cluj, și am zis, măi, ar fi bine să știm, să spunem și noi la alții. A spus numele păstorului, cu cine s-a întâmplat și așa mai departe. Și am pus mâna pe telefon să sun la păstor și am zis, măi frate, ce minune s-a întâmplat în biserica voastră? A zis, păstorul, nu știu nimic. Păi i-am dat câteva detalii și a zis, uite, sun eu la persoana aceea și după, după urmă te sun. -a, sun -a la persoana aceea și m-a spus și a zis, frate... E adevărat, a fost persoana aceea, mă rog, într-o anumită situație, medici au spus că nu va umbla niciodată, s-a născut așa și nu va umbla niciodată, dar fetița aceea a făcut cinci operații la București și încet, încet piciorul a fost readus într-o stare de normalitate și a început să umble. E că nu spui asta, ci spui doar că ai făcut o rugăciune și într-o dată s-a întâmplat minunea, e altceva. Eu cred în minunea lui Dumnezeu, dar să fie autentice, frații mei. Nu pentru că piața cere minuni, noi să fabricăm minuni, mă înțelegeți? Să dea Dumnezeu să fie cât mai multe. Piața nu cere doar minuni, frații mei. Uitați-vă că societatea în care trăim cere moderație. La ce mă refer? Zilele trecute am citit despre președintele unei asociații, nu știu, nu știu numele precis, asociație pentru secularism mi se pare. care se ridica foarte puternic împotriva manualului de religie. Și îmi spunea el, nu-i corect că manualele de religie frică pe copii de la școală cu iadul. Nu mai spuneți despre iad. Adică fiți moderați. Nu predicați despre păcat, nu predicați despre judecata lui Dumnezeu. Nu predicați despre lucruri de felul acesta. Se întâmplă asta în vremea noastră, frații mei. Dragostea lui Dumnezeu, care acoperă orice păcat. Și atât. Asta cere societatea. Deci, mei, nu doar minuni, nu doar moderație. E adevărat că societatea, sau haideți să spun nu doar societatea, societatea ca societate, dar biserica cere divertisment sau nu e adevărat? cere divertisment societatea cere divertisment și se încearcă să ei se furnizeze în Imperiul Roman era lozinca asta dă pâine și circ și ai liniște în țară adică dă-le să mănânce și dă-le distracție și totul în regulă și principiul ăsta, uitați-vă, funcționează în societatea modernă, postmodernă. Dele de mâncare și dă-le circ, distracție, n-ai treabă. Culmea, creștinii cer, dragii mei, divertisment în slujire. Adică să ne simțim bine. Să predice cineva să ne simțim bine, să cânte cineva să ne simțim bine. Nu acea simțire de bine care vine din Duhul lui Dumnezeu, frații mei, nu asta. Să te simți bine ca pe stadion sau ca la concert. Pavel zice așa aici: Nu contează ce se cere. Noi suntem consecvenți. Predicăm pe Hristos cel răstignit. Noi nu ne adaptăm predicarea, mesajul nostru la ce se cere slujirea noastră la ce se cere. Noi predicăm pe Hristos cel răstignit. Ceasul bate ora 12 și vreau să mă opresc aici. Frații mei, vreau să mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să ne preocupăm pentru eficiența slujirii. Amin. Nu să ne împăcăm cu gândul că am făcut ceva la biserică. Cum am făcut? În așa fel încât să fie slăvit Dumnezeu și să fie rezultate sfinte pentru slava lui Dumnezeu.